în atenția cetățenilor Republicii Moldova care intenționează să călătorească în regiunea Crimeea. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează că a intrat în vigoare legea Ucrainei cu privire la asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor și regimului juridic pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei. În conformitate cu acest act normativ, cetățenii străini și apatrizii urmează să traverseze linia administrativă a regiunii Crimeea doar prin prezentarea unor permise speciale. Procedura de eliberare a permiselor în cauză este în proces de elaborare de către partea ucraineană, iar imediat după aprobare, Ministerul de Externe va informa suplimentar cetățenii Republicii Moldova. De asemenea, în legislația Ucrainei au fost introduse modificări care prevăd aplicarea sancțiunilor pentru cetățenii care nu respectă regimul de traversare a frontierei administrative menționate. Ministrul Apărării Valeriu Troienko a comentat declarațiile vicepreministrului rus Dmitri Rogozin de a zbura spre Chișinău la bordul unui bombardier strategic. La un post privat de televiziune, acesta l-a sfătuit pe Rogozin să-și verifice vocabularul și declarațiile pe care le face. De asemenea, Troienko este de părere că acele comentarii au fost o glumă de prost gust. Citez, o persoană de rangul lui Rogozin trebuie să-și verifice vocabularul și declarațiile făcute. Este o intimidare nu doar a suveranității Republicii Moldova, dar și a țărilor din regiune. Este o glumă care nu trebuie luată în serios. Încheie citatul, a precizat ministrul apărării. În același context, Troienko a vorbit și despre situația din Ucraina, care la moment prezintă un pericol pentru Republica Moldova, pe motiv că aceste lupte au loc nu departe de frontieră. Potrivit sursei din efectivul Armatei Naționale a Moldovei, fac parte peste 23.000 de ustași și ofițeri. Acordul de asociere nu este doar un pas diplomatic, ci are menirea să aducă cetățenii Republicii Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cu acest mesaj de susținere a venit la Chișinău președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Potrivit demnitarului, pentru Moldova nu există premize ca reformele inițiate să fie stopate. Republica Moldova va primi 50 de milioane de euro din partea Uniunii Europene în baza a 4 acorduri de finanțare care au fost semnate la Chișinău de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și premierul Moldova. Moldovean Iurie Leancă. Banii vor fi folosiți pentru aplicarea acordului de liberă circulație în UE, pentru dezvoltarea sectorului energetic și a regiunilor rurale, precum și pentru reformarea internelor. Acordurile pe care le-am semnat și finanțările care vor veni pe viitor sunt partea actului de cooperare. Acestea vor deveni categoric realitate și nu sunt doar promisiuni politice. Este o dovadă a solidarității Uniunii Europene și a cetățenilor ei cu cetățenii Republicii Moldova. La rândul său, premierul Iurie Leancă susține că vizita lui José Manuel Barroso în țara noastră va oferi premise pentru ca relațiile dintre Moldova și UE să fie și mai intense. Am creat împreună premisele necesare pentru ca relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să capete de acum încolo noi și noi turații, în virtutea faptului că vom semna pe 27 iunie acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Dinamica și caracterul excelent al cooperării noastre cu Uniunea Europeană este probată în primul rând de rezultatele pe care le obținem și sprijinul de care beneficiem din partea Uniunii Europene. Astfel, la doar câteva săptămâni după reuniunea comună a Comisiei Europene și a Guvernului Republicii Moldova la Bruxelles, am obținut dublarea cotelor pentru exportul pe piața UE a merilor, prunelor, stugurilor și roșilor, până la semnarea acordului și în această decizie un rol deosebit l-a jucat personal domnul președinte Barroso, pentru acest lucru îi aduc mulțumiri. În egală măsură au fost accelerate procedurile de alocare a asistenței pentru susținerea proceselor de reforme. Chiar astăzi, acum, în prezența dumneavoastră, am semnat cu domnul președinte alte 4 acorduri de finanțare pentru domenii importante, cum ar fi afacerile interne, dezvoltarea zonelor rurale, energetică. Oficialul european a purtat discuții cu președintele Nicolae Timofti și cu șeful legislativului Igor Corman. De asemenea, Barroso a avut întrevederi cu liderii fracțiunilor parlamentare și cu opoziția comunistă. José Manuel Barroso a participat și la deschiderea conferinței internaționale a investitorilor Moldova-Uniunea Europeană, organizată de Comisia Europeană și de Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Republica Moldova.
Este ambiția noastră ca un guvern să se asigure că mâine această țară va fi un loc mult mai bun cu o economie puternică. Despre asta a declarat premierul Iurie Leanca la Conferința Internațională a Investitorilor, la care a participat și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. We have also set up together with the help of the EBRD, the Economic Council. Acordul de liber schimb este de importanță majoră nu doar pentru companiile noastre, dar și pentru consumatorii de rând. Aceștia vor beneficia de prețuri mai mici și de calitate mai mare și o alegere mai mare de bunuri și servicii pe piață. Ceea ce aș vrea să subliniez este că acordul de asociere este cel mai important eveniment în cursul integrării europene a Republicii Moldova. La rândul său, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a vorbit despre beneficiile semnării acordului de asociere. Because it establishes the whole framework. Acesta este important pentru cetățeni, este de a aduce mai aproape Uniunea Europeană de cetățeni. Evident, dacă acesta este obiectivul Republicii Moldova. Aveți potențial, aveți oameni muncitori și sper că discuțiile de astăzi cu experții internaționali în acest domeniu vă vor ajuta să căpătați experiență. Acest acord este mult mai mult decât liber comerț, ci pentru a oferi ajutor pentru o economie de piață, pentru combaterea corupției și pentru a oferi ajutor pentru o economie de piață, pentru combaterea corupției. Statul să răspundă pentru acțiunile sale. Uniunea Europeană oferă cunoștințe și instrumente, dar nu oferă soluții de gata. Este importantă independența judiciară, transparența în sectorul bancar. Nu trebuie să existe monopoliști. Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc în contextul săptămânii Moldova Business Week, cu scopul de a promova exportul și de a atrage investițiile în Republica Moldova. Scopul autorităților Republicii Moldova este de a apropia cele două maluri ale Nistrului. În acest context, noțiunea de divorț civilizat nu poate fi susținută nici de Chișinău, nici de comunitatea internațională. Declarația a fost făcută de către vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, la conferința anuală Măsurile de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrian, care s-a desfășurat în perioada 10-11 iunie în orașul german Freising. Participanții au continuat dezbaterea subiectelor abordate în perioada 5-6 iunie curând la Viena, la runda de negocieri în formatul 5+2. Au fost organizate sesiuni tematice în care s-au examinat subiecte ce vizează domeniul educației, ecologiei, economiei, comerțului, transportului și infrastructurii. O atenție specială a fost acordată problemelor școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană. Un bărbat de 38 de ani a murit în urma unei deflagrații la Edineț. Tragedia s-a produs din cauza unei butelii de gaz propan-butan ce se afla în subsolul unei case. Construcția și primul nivel al casei de locuit au fost deteriorate. Din primele informații operative s-a stabilit că în subsol se afla o butelie de gaz propan-butan. De menționat este că alte construcții adiacente nu au fost afectate. 25 de tineri din România care vor veni să studieze la universitățile din Republica Moldova de la 1 septembrie 2014 vor avea o bursă lunară de 1500 de lei. Mărimea acesteia a fost stabilită printr-o decizie a guvernului de la Chișinău. De asemenea, bursierii vor avea cazare gratuită în căminele studențești. Schimbul de studenți cu România are loc în cadrul programului de cooperare și asistență semnat de către ministerele de ramură din cele două țări la 21 februarie 2014 pe o perioadă de 3 ani. Pentru implementarea programului respectiv, Ministerul Educației de la Chișinău va avea nevoie anual de circa 450.000 de lei. În baza programului, 50 de tineri din Republica Moldova vor putea obține în acest an o bursă de studii în România. Liderul Partidului Democrat Marian Lupu a salutat ceea ce consideră a fi dezicerea lui Vladimir Voronin de radicalii din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova prin recenta excludere din Comitetul Central al PCRM a lui Grigore Petrenco și altor doi fruntași. Citez, este important că Voronin a înțeles la timp care este adevăratul interes național, care este mai presus de orice, închei citatul, a spus Marian Lupu într-o emisiune televizată. Lupu, care a plecat el însuși din Partidul Comuniștilor în 2009, a exclus orice implicare a colegului său de partid Vlad Plahotniuc în actualele evoluții din conducerea PCRM. Anterior, Marc Tkaciuc, unul din cei excluși din Comitetul Central al PCRM, avertiza că Vladimir Voronin ar apuca-o pe o cale pro-europeană sub influența lui Plahotniuc. În declarațiile televizate, Lupu a mai spus că nu exclude o alianță postelectorală între PD și PCRM.
Peste 500 de sticle cu băuturi tare urmau să fie vândute pe piață. O femeie din satul Ilinuța, raionul Fălești, este cercetată penal pentru contrabandă de alcool. În locuința femeii de 55 de ani, poliția a găsit 533 de sticle îmbuteliate cu diferite branduri de coniac, 348 de litri de alcool, 1700 de capace de la sticle, 1400 de capace termice de la sticle, 503 timbre de acciz și etichete cu diferite branduri de coniac. Potrivit raportului de constatare tehnico-științific, timbrele de acciz de pe sticle sunt confecționate pe hârtie simplă colorată în galben. La moment, marfa a fost ridicată, iar femeia împreună cu concubinul său riscă până la 8.000 de lei amendă. Satul Morozeni-Orhei în curând va avea o nouă față și asta datorită unui proiect aplicat de administrația publică locală. Potrivit primarului, lucrările de reamenajare preconizate pentru acest an vor costa circa 600.000 de lei, 350.000 de lei alocați din bugetul de stat și alte 250.000 de lei care vor proveni din haznaua locală. În componența comunii Morozeni sunt satul Morozeni și satul Breanova. Acum, la moment, ne aflăm în centrul satului Morozeni, unde se implementează un proiect cu denumirea construcția și amenajarea parcului pentru copii și tineret din centrul satului Morozeni. Suma totală a proiectului dat este de 1.270.000 de lei. În acest proiect sunt incluse că se vor efectua lucrări de amenajare a centrului, va fi construit gard pentru între cimitir și traseul național, va fi construit un teren pentru joc pentru copii. Și aici va fi pavat tot terenul, va fi iluminare și bănci vor fi ca să odihnească și tineretul și cei mai în vârstă. După cum vedeți și dumneavoastră, nu prea frumos arată centrul din satul Morozeni. Și am depus careva eforturi pentru a implementa un proiect ca să schimbăm aspectul centrului din satul Morozeni. Lucrările de reamenajare a localității vor fi finisate în 2015, iar sursa de finanțare urmează încă a fi identificată. Mihai Obreja, Ion Alexeev de la Orhei pentru Elita TV. Peste 10 companii angajatoare și-au expus ofertele de muncă și au prezentat informații despre specialitățile și locurile vacante de angajare pe platoul Târgului Locurilor de Muncă, desfășurată holul Casei de Cultură din orașul Cimișlie la 12 iunie curent. Angajatorii au pus la dispoziția solicitanților circa 100 de locuri de muncă vacante din diverse domenii: industrie prelucrătoare, industria confecțiilor, comerț cu ridicată și amănuntul, transport și comunicații, activități financiare, construcții, educație și altele. Circa 100 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din raionul Cimișlia au discutat direct cu angajatorii referitor la locurile de muncă expuse la târg. Unii au găsit jobul căutat, alții au rămas dezamăgiți. Păi cum, am trecut ca la bemol să văd acolo ca operator, dar mai departe n-am trecut. În privința la domnii ăștia care cu jumate de salariu, m-aș apropia de dumnealor pentru că aș fi să îngrijesc de asta, dar jumătate de salariu de la Ivanovca, nici că acum nu mă aranjează pentru că drumul, una, unde să locuiesc și a treia, pur și simplu, așa, omenești, nici că acum nu. Lidia Capsamun din orașul Cimișlia a rămas fără serviciu după ce a fost redusă funcția pe care o ocupa la o întreprindere de prelucrare a fructelor și legumelor. La târgul locurilor de muncă s-a oprit la oferta unei întreprinderi de comerț care își va deschide ușele la Cimișlia. Am găsit ceva, poate că nu-i ce e chiar ce mă interesează, dar sper că se deschide o întreprindere. Am completat o anchetă și sperăm că va fi bine.
Pe durata evenimentului, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut acces la baza de date a Oficiului Forte de Muncă Cimișlia, care a cuprins informații despre circa 200 locuri vacante din teritoriu. Locuri vacante avem în jur de 190, chiar astăzi, la data de 12, avem 193. În evidență avem în jur de 120 de persoane, dintre care avem în jur de 10 persoane care efectuează lucrările publice în comunități, pe lângă primării, în serviciu public, și avem în jur de 12-15 persoane care fac instruirii profesionale la Chișinău. Vizitatorii târgului au fost informați de specialiști agenției pentru ocuparea forței de muncă a Raionului Cimișlia despre măsurile implementate pe piața muncii, locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a lor. Reprezentanții instituției muncii din Cimișlia au informat prezența cu cerințele de angajare în câmpul muncii. Foarte multe cazuri sunt când se angajează fără actele normative necesare. Adică, în primul rând, contractul individual de muncă, ca să fie încheiat între angajator și angajat, fișa personală de instruire, domeniul protecției muncii, cărțica de muncă, carnetul medical, adică controlul medical, și în rest, toate actele care necesar pentru activa. Atât angajatorii cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au apreciat serviciile de informare, ghidare și consultanță de care s-au bucurat pe întreaga perioadă de desfășurare a acestui eveniment. Eu socot că târgul de azi ceva de, fiindcă oamenii stărui ca să lucreze și noi sperăm că numai la noi, la agrofirma Cimișlia, la mine s-au adresat azi undeva vreo 7 oameni. S-au adresat, le-am dat numele la telefoane. La moment, la evidența Oficiului Forței de Muncă din orașul Cimișlia, în căutarea unui loc de muncă sunt înregistrați 120 de persoane. Tragedie în satul Rubleniță, Raionul Soroca, o femeie de 39 de ani s-a necat în iazul din localitate. Potrivit serviciului, situație excepțională, femeia care plecaseră cu fiica la cosit a vrut să se răcorească. A intrat în apă și nu a mai ieșit. Fiica, care a văzut toată scena, nu a putut face nimic pentru a-și salva mama. Incidentul s-a întâmplat pe 9 iunie în jurul orei 16. Femeia, însoțită de fiica și de genurile ei, a plecat la coasă, ulterior hotărând să se răcorească în bazinul acvatic. N-am mai ieșit la mal. Odată cu încălzirea vremii, Direcția Situației Excepționale atenționează populația să fie cât mai prudentă și să nu uite principalele reguli de comportament pe apă. De la începutul anului curent, pe teritoriul Raionului Soroca a fost înregistrat un caz de NEC. Pentru evitarea astfel de cazuri este necesar de respectat următoare reguli de comportament pe apă. Vreau zic că este interzis căldatul pe timp de noapte persoanelor care nu pot înota și celor care au consumat băuturi alcoolice. La fel, pericol prezintă și saltele, bărcile din cauciuc, locurile necunoscute, unde pot avea loc diferite gropi sau alte pericole. Mai mult ca atât, copiii necesită o monitorizare maximă pentru a nu se scalda de unii singuri. În unele cazuri, dacă se observa persoane în pericol sau declanșarea unor situații excepționale, cetățenii sunt îndemnați să apeleze prompt numărul telefon 901. De la începutul anului, în țară au fost înregistrate 22 de cazuri de NEC, dintre care 2 sunt copii. We'll be right back.